Bună seara, bun găsit, dragii mei, la o nouă emisiune de astrologie. Iată că eclipsa ne aduce o nouă emisiune, vom discuta și despre eclipsa astăzi, dar bineînțeles vom urma topica cu Lilith și continuarea previziunilor, iar probabil că în locul lecției de astrologie vom trece puțin în revistă eclipsa din această seară. Ea s-a produs deja la 18 și 21 de minute. Aș vrea să nu uitați, să vă uitați pe psihoastrologieculminerva.blogspot.ro, pentru că veți găsi acolo Lilith în casa a șasea și Lilith în casa a șaptea. Le-am urcat pe site, n-am avut câteva zile calculator, am avut o problemă cu celălalt, cu celălalt care sunteți obișnuiți. Iată că am venit, m-am modernizat, mi-am luat ceva mai ușor și de cărat și de și cu mai multe funcții decât era acel nițel mai mare. Și așa că voi începe să vorbesc în această seară despre Lilith în casa a opta. Lilith în casa a opta ne prezintă elitistul. Este cel mai metafizic loc din tema natală și cel mai intim. Sexualitate, moarte și magnetism ocult. Luna neagră Lilith în casa a opta poate face din sexualitate un lucru minunat, un lucru sacru, magic, un ritual care ne aduce în contact cu cele mai profunde părți ale psihicului nostru. Această poziție merge bine cu nevoia de a atinge extremele și chiar cu o căutare a absolutului prin propriile experiențe sexuale. În cazul în care nativul este deconectat de la adâncimea spiritului său, rezultatul poate fi unul opus, o sexualitate goală, mecanică, ce nu aduce satisfacție. Dacă mergem mai departe, putem vorbi și despre o negare completă, pentru că Lilith este cea care spune nu, halt, stai, oprește-te. Această negare este în realitate o negare a conflictelor interioare ale nativului. Prin munca cu sinele se poate realiza schimbarea, doar că aceasta poate dura o perioadă destul de lungă de timp. Luna neagră Lilith în casa a opta, impactul morții persoanelor dragi, este relativ sau poate avea unul psihologic atât de puternic încât nativul să nu-și poată reveni toată viața. Ea poate declanșa crize profunde, stări confuze, ce să spun, transformarea în scop a propriei realizări sau a realizării celui care este alături, cum s-a întâmplat, cum este cazul lui Ségolène Royal, fosta soție a fostului președinte Holland. În casa magnetismului ocult, luna neagră poate semnifica o afinitate, dacă vreți, naturală cu legile secrete ale naturii. În tradiția arabică, preislamică, Lilith este mama ginului, adică mama demonului. Niciunde altundeva, în nicio altă casă, nu apare mai clar acest lucru decât în personalitatea nativilor care o au pe Lilith în casa a opta. Aceasta este cea mai privată și cea mai secretă poziție a lui Lilith. Să ne amintim că Lilith în tema natală a României este în casa a opta și câte lucruri nu s-au făcut pe ascuns, de la statul paralel până la înlocuirea unui președinte care a câștigat alegerile cu unul impus de jocurile din afară. De aceea în România se vor petrece foarte multe lucruri repede și pe neașteptate, neștiute, care pe foarte mulți dintre noi ne va lăsa cu gura căscată, ne va bulversa și nu o să avem niciun instrument ca să ne împotrivim. O să spunem, da, domnule, așa a fost, pentru că media așa ne informează. Ei bine, toate aceste lucruri, pentru cine cunoaște astrologie, este foarte ușor de depistat. Doar privit acea lună neagră din casa a opta și vom avea mari surprize. De aceea, în România se vor petrece multe lucruri, cum spuneam, și efectul acestor lucruri care se vor produce vor avea lor rol definitoriu în viitorul acestei țări. Și asta pentru că Lilith în casa a opta forțează interesul altora, un așa greu de definit cum este ideea lui, așa a fost să fie, luați-o cum este, și printre cei care au doar un contact superficial cu nativul. Pentru a-și atinge obiectivele, acești oameni pot oferi
puțin acces la alții, dar depun eforturi considerabile care să-i protejeze pe sine de dorința maselor de a-i cunoaște în realitate așa cum sunt. Un lucru extraordinar, am luat hărțile personajelor implicate în politica în România în ultimii 10 ani, cele mai mari surprize le-am avut, toți, dar toți, au lilit în casa a cincea. Și voi reveni când voi termina cu casele, încercând să fac o conexiune între casa 5 și 8, este o relație de cuadratură și de aici foarte multe lucruri făcute pe ascuns, lucruri care ne-au pus în fața faptului împlinit și nu am putut să înțelegem ce se întâmplă. Deci nu o spun din rea voință, o spun cu, dacă vreți, tristețe. Pentru că mă așteptam ca la o țară care bubuie de bogății să-și poată exploata ea însăși acest dat. Dar ce facem atunci când viața depășește speranțele celor mai mulți dintre noi, să spunem? Păi, eu știu, ții totul la secret? Sau îi ții pe toți la secret? Și gândul ăsta mă duce foarte mult către ceea ce se petrecea înainte de 89 în România. Și mă gândesc la un serviciu care a fost desființat ca fiind anacronic, vezi, Doamne, și a făcut foarte mult rău. Da, securitatea a făcut rău până în anii 60-65. După aceea, n-au mai intrat în aceste servicii decât oamenii foarte deștepți. Numai că această lună neagră din tema natală a făcut să nu știm ce se petrecea în spatele ecranului. Și mai mult ca niciodată, lucrând cu această Lilith și făcând analiza pe mai multe segmente și pe mai multe segmente și pe mai multe evenimente istorice, am constatat că de fapt nu a fost nicio revoluție, că de fapt am făcut inconștient toți cei care am fost pe stradă jocurile unor puteri. S-a dat o bătălie aprigă. Cred că numai norocul a făcut ca România să nu se dezmembreze în zilele următoare, de după 22 decembrie 1989, la harta care o avea România și la tranzitele care se făceau în perioada respectivă. De aceea, caracteristici ca demonic, furie, invidie, mama demonilor, ființa izgonită din Eden, schimbătoarea de formă și de forme, manipulatoarea sensurilor, înțeleapta însă și carismatica, care aduce magie în viața privată, sunt tot atâtea caracteristici comune lui Lilith în casa a opta. Câteva observații acum despre luna neagră Lilith în casa a opta. În primul rând, sunt tipuri reduse, ca să mă înțelegeți bine, nu sunt proști nativii cu acest, nu. Când spun redus, mă refer la faptul că nu au decât un singur țel. Ei bine, acel țel și acel obiectiv fac ca să le sporească ambiția, să fie extrem de harnice, cu o superioritate socială înnăscută. Pentru acești nativi, confidențialitatea însă este foarte importantă. Prietenii loiali păstrează secretele. Femeile, în particular, sunt destul de frumoase, iar ambele sexe proiectează asupra lumii o seducție hipnotică. Unii dintre bărbați se confruntă cel puțin o dată în viață cu situații de tipul trăiești sau mori. Se încheie o carieră brusc, o carieră moare pentru că nu mai ai resurse să o alimentezi, uneori ești învins de viață, fie viața reală și moartea sunt un joc. De regulă, ce-am mai constatat, urmărind generațiile din 1940 încoace, pentru foarte mulți nativi cunoscuți, cam dintre toți nativii pe care îi știu și pe care i-am analizat, să știți că pe www.astrotem.fr la Lilith veți găsi foarte multe cazuri în case și în semne, nu cât vă dau eu aici, și este bine de citit, veți observa că 70% dintre cei care au Lilith în casa 8-a sunt scorpioni. Am zis că mă înșel și am început ca la grădiniță să fac cu bare. Și când am terminat lista, aveam cam așa aproape o
coală pe care avea îmbețișoarele, iar din celelalte semne erau niște chestii așa, mărunte, 10, 12. Deci domină acest Lilit în casa 8-a, în domiciliul Scorpionului, este dominator în semnul Scorpionului. Foarte interesant, este de văzut mai departe ce se întâmplă. Căutând pe internet, am dat peste o percepție aparte a acestei poziții a lui Lilith pe tribe.net, dintr-o postare citată, și apoi am și cumpărat cartea interpretând-o pe Lilith, a lui Delphine Gloria J sau DGJ, am mai pomenit-o despre ea, cum o puteți întâlni semnând frecvent. Jay notează că nativii cu Lilith în casa 8 au o aversiune puternică pentru curiozitatea celor din jur, își conduc viața de o manieră, cum se spun, ca să nu trezească, să nu stârnească interesul celor din jur, să nu stârnească curiozitatea celor din jur. Acești oameni sunt păzitorii secretelor lumii. Unii au motive întemeiate să o facă. Imediat mi-am amintit de secretul păstrat cu sfințenie în psihologia transgenerațională. Acolo, acest secret bine păzit se transformă într-o fantomă, o traumă personală, care bântuie generațiile până când cineva îl va desconspira, va conștientiza și o va anula. Aici vorbim despre aspectul profund al păstrării nealterate a unei drame, a unei tragedii care a devenit traumă mundană și pe care întreaga omenire trebuie să o decodifice ca să și-o asume și să o neutralizeze, cum este cazul nostru al României. Să ne ducem aminte că prin liceu orice nativ de obicei are un grup select de prieteni, este un grup mic, deoarece nativul cu Lilith în casa 8-a nu acordă încredere oricui, sau el este atipic, retras, tăcut, privește și analizează, are o demnitate personală integră și în mod constant impresionantă, așa că va atrage oameni care nu numai că o prezintă și ei, dar și creează un scut, dacă vreți, de apărare în jurul persoanei în cauză. Mulți dintre noi am cunoscut acest gen de oameni în liceu. Nu făceau parte dintre persoanele cele mai populare, dar erau interesanți pentru că polarizau în jurul lor un grup mic al căror mentor părea să fie. Nu era prea vorbăreț, cum spuneam, nici sociabil, ci genul de persoană care era considerată cu ușurință drept o persoană rece, o persoană care mereu creează probleme. Deși aveau și galerie de susținere în afara grupului, niciodată nu s-au putut apropia de ei. După cum specifică și DGJ, nativul este discret în construirea unei atmosfere proprii, private, care să-l facă inaccesibil, fie prin alegerea reședinței, fie prin abordarea unui stil de viață propriu, fie prin adâncimea în muncă. În mare parte, acest lucru se datorează invidiei închipuite sau reale. Toată lumea vrea o bucată din Lilith în casa 8-a. Aici, ea controlează magia, asigurându-se că ceilalți nu au sau că o are doar cine trebuie. Am observat acest lucru, probabil prin efect polar, la nivelul casei a doua. E fantastic cum se completează cele două case. Este vorba de axa 2-8, când se pune problema lui Lilith. Femeile cu Lilith în casa 8-a. Într-un articol de pe lindagoodman.com am constatat că multe femei, am dedus, adică că multe femei care au pe Lilith în casa 8-a sunt simboluri sexuale. Unele dintre ele sunt neobișnuit de frumoase, în timp ce altele se bucură de o combinație între carismă și frumusețe sau între urâțenie și șarm, cum este cazul Barbara Streisand. Sofia Loren și Brigitte Bardot au fost fără îndoială simboluri sexuale a anilor 60-70. Meg Ryan a fost destul de frumoasă unele dintre cele mai bune filme ale ei, Aripi de Îngeri sau Nopți albe la Seattle. Anna Nicole Smith a fost o starletă enervantă pentru unii, dar care este încă și la ora actuală, la 10-11 ani după moartea ei, un simbol sexual pentru o anumită generație de bărbați. În urmă cu câțiva ani, revista People a selectat-o pe Gwyneth Paltrow drept cea mai frumoasă femeie din lume, provocând o reacție instantanee, pentru că toți ochii
celor care citeau respectiva revistă s-au îndreptat asupra familiei și asupra stilului ei de viață și probabil au invidiat-o pentru că provenea dintr-o anumită familie. Tatăl ei era unul din maherii de la Hollywood, mama ei cunoscută actriță Blaise Dane, iar o actriță foarte talentată, despre care se vorbește mai puțin, dar care în anii 70-80 făcea să-l plină. Angelina Jolie primește recenzii mixte, dar cel puțin sunt unii oameni care o consideră extraordinar de frumoasă, iar personalitatea este foarte aproape de Lilith în Casa 8, în alte moduri, numai departe scandalul care l-a generat acum, apropo de banii pe care trebuie să îi dea fostul ei soț Brad Pitt. Fica ei, Shiloh Jolie Pitt, a moștenit de asemenea această poziție a lui Lilith în aceeași casă ca și mama ei, în Casa 8. Știi foarte bine că se vehiculează foarte multe pe seama Angelinei Jolie și despre sexualitatea ei hetero. Shiloh, de exemplu, nu se simte fetiță, umblă îmbrăcată ca un băiețoi, se comportă ca un băiețoi în familie și lucrurile acestea au fost încurajate. Deși celebrități cu elită în Casa 8 au bani pentru a susține statutul de elită, uneori elitism în rândul oamenilor obișnuiți are mai mult de a face cu atitudinea față de bani decât cu banii propriu-ziși. Am făcut odată un horoscop unui rezidente care avea Lilith în Casa 8-a conjunctă cu steaua fixă Altair, în același grad, deci o conjuncție foarte strânsă. Era înaltă, subțire, decorativă, deși părea o persoană ștearsă, era extrem de fotogenică pe cameră. Slujba ei consta în a face anamneza persoanelor care îi prelua, dar modul în care rezolva problemele acestora au făcut-o să câștige cumva încrederea personalului, nu doar personalului medical, ci și personalului administrativ, lucru pe care puțin rezidenți reușesc să o facă. Cu toate acestea, unii dintre ei știau foarte multe lucruri, alte lucruri despre lucrurile ascunse, dar n-au vrut să dea detalii. Haideți să vedem acum câteva personaje femei cu Lilith în Casa 8-a. Avem pe Simone de Beauvoir. Ea este cunoscută pentru capodopera literaro-sociologică clar feministă, Cel de-al doilea sex, dar viața ei privată oferă un studiu fascinant al lui Lilith în Casa 8-a, inclusiv exploatare sexuală și probleme legate de moșteniri după moarte. Legătura ei cu Jean-Paul Sartre este legendară. Se știe însă că între cei doi a existat chiar un contract, dacă vreți, de manageriat, ca să spun, întrale căsătoriei, care se reînnoia odată la 2 ani. Deși ambii aveau și alte relații în paralel. La sfârșitul vieții, fica adoptată de Sartre și moștenitoarea literară a lui Simone de Beauvoir au refuzat să permită publicarea corespondenței dintre cei doi fără o editare prealabilă, tocmai pentru a le proteja intimitatea unora. Într-o notă mai întunecată, cel puțin o studentă a scris o carte în care Simone de Beauvoir era acuzată de exploatare sexuală. Iată ce găsim în enciclopedii despre ea. În 1943, Beauvoir a fost suspendată de la locul de muncă datorită acuzației din 1939, când era profesoară într-un liceu, în care se spune că a sedus-o pe eleva sa, Natalie Sorokina, de 17 ani. Părinții lui Sorokina au făcut acuzație formală împotriva lui Beauvoir că a sedus un minor, deoarece au fost cercuri care au dorit cu orice preț să-i fie revocată permisiunea de a preda pe tot teritoriul Franței, deci de a preda practic în Franța. Ségolène Royal, că tot am pomenit despre ea, politiciană, este femeia care a fost alături 30 de ani fostului președinte francez François Hollande, căruia i-a dăruit 4 copii și de care s-a despărțit în seara alegerilor după apariția în presa zvonului că Hollande avea o aventură de mai mulți ani cu o jurnalistă. Jurnalistă pe care știm că a și dus-o la Palatul Elysée. Ségolène Royal este un model elitist mai mult sau mai puțin de urmat, depinde de fiecare, din perspectiva care o vede fiecare dintre noi. Lilith în Casa 8 a transformat-o într-o Lilith modernă, o socialistă și ecologistă vehementă,
care nu a mai avut loc la Palatul Élysée din cauza duplicității unora. Pentru Olanda a devenit indezirabilă deoarece mediul politic francez vorbește pe la colțuri că ea a fost cea care l-a ajutat să ajungă președinte. A ocupat însă diverse funcții în timpul președinției lui Nicolas Sarkozy, cu care a lucrat foarte bine. A fost ministru al dezvoltării, ministru educației, ministru pentru familie și copii și ministru persoanelor cu dezabilități, familie și persoanelor cu dezabilități. Christine Lagarde, avocată franceză, este recunoscută pentru opiniile sale deloc ortodoxe în ceea ce privește omenirea. Este legatara unor afirmații care susțin că oamenii ar trebui să găsească soluții pentru bătrâni, eventual să fie eutanasiați după o anumită vârstă. Lilith în casa 8 a transformat într-o adevărată vrăjitoare. Superioritatea socială este dată de poziția pe care o are, fiind ambițioasă. Declarațiile ei însă arată o femeie capabilă să calce peste cadavre fără nicio reținere. Poate nu întâmplător a ocupat funcții de bărbat, fiind actualul director general al femeii. De-a lungul carierei sale politice, Lagarde a îndeplinit mai multe funcții oficiale în Franța, printre care ministru de finanțe, ministru al agriculturii și ministru al comerțului și al industriei. A fost prima femeie care a devenit ministru de economii G8 și este prima femeie care a devenit director general femeii. Deci avem un exponent al elitei de clasă. Pe 16 noiembrie 2009, ziarul britanic Financial Times a numit-o pe Lagarde cel mai bun ministru de finanțe din zona euro. Mary Shelley. Mary Shelley a fost o scriitoare britanică, dramaturg, eseist, biograf, editor al operelor soțului ei, poetul romantic și filozoful Percy Bysshe Shelley. Ea este recunoscută de asemenea pentru prietenia pe care a avut-o cu George Gordon Byron, Lordul Byron, exponent al romantismului englez. Mary Shelley este cea mai bine cunoscută pentru romanul Frankenstein, scris în 1818, fiind considerată drept precursoarea scrierilor științifico-fantastice moderne. Iată cum Lilith în casa 8-a a transformat-o peste noapte în vedetă, ca să spun așa, în sensul că a scos la iveală o Lilith ca imaginea grotescului macabru, dar în același timp a pus bazele unei noi specii literare, romanul fantastic. Dacă ne gândim la perioada romantică, care abundă în cripte, grote, morți, fantome, nu trebuie să ne mirăm că a fost și instrumentul de bază pentru acest gen de literatură. De fapt, ea scrie Frankenstein, marcată profund de moartea soțului ei. În sfârșit, nu vreau să trec peste zeița de la Montreal, peste Nadia Comăneci, care în câteva ore a schimbat fața gimnasticii mondiale feminine. Cine își mai aduce aminte Olimpiada din 1976, când pierdeam nopți întregi la televizor. Lilith în casa 8-a i-a dat forța și ambiția de a se autodepăși, de a fi perfectă, ca orice scorpion care se respectă. La 14 ani, Comăneci a devenit o stea la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, la Quebec și la Quebec. Nu numai că a devenit prima gimnastică care a obținut scorul perfect de 10, de 7 ori, dar a câștigat și 3 medalii de aur la individual compus, bârnă și paralele, o medalie de argint, echipă compus și bronz la sol. Acasă, succesul său i-a adus distinția de eroa muncii socialiste, fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest titlu. Sâmbăta viitoare vom vorbi despre bărbații cu Lilith în casa 8, așa avem surprize. Pauză și revenim. Am revenit, dragii mei, în direct. Bineînțeles, facem previziunile pentru perioada 5-11 august. Voi începe cu prietenii mei berbeci. Dacă te simți marginalizat, ar putea fi pentru că Marte retrograd, stăpânul tău planetar, face un pătrate drept separant cu Uranus din Taur. Acest aspect ar putea declanșa izbucniri sentimentale intense, inclusiv furie. Deci este crucial să-l canalizezi într-un mod pozitiv. Exercițiul poate fi deosebit de util și te va face să te simți mult mai împăcat cu lumea.
Chiar și așa, este posibil să ai nevoie de o mulțime de stimulente și activități interesante dacă vrei să atragi atenția. 11 august te-ar putea prinde cântărind la propriu costurile unui proiect care țin de creație sau posibilitatea unei excursii romantice. Dacă cheltuielile nu sunt prea mari, angajează-te în asta. Dacă nu, ar putea exista o modalitate mai ieftină pentru a obține același rezultat. În cele din urmă, Marte, care este retrograd în casa 11 în sector social, ți-ar putea fi folositor în sensul că ar putea să nu te lase să te implici prea mult în angajamente de grup. Oamenii și ideile se schimbă cel mai rapid. Fiecare moment dintr-o întâlnire nu trebuie să fie neapărat interesant pentru a menține interesul, în cazul în care te gândești la cineva anume. Adrenalina este pentru tine ca un drog, dar trebuie să-ți poți satisface și setea, normal, de aventură, suficient cât să-ți faci curaj și să mergi la o cină normală cu persoana care îți place. Sau poate este mai bine să găsești pe cineva care iubește viața la fel de mult ca și tine. Cel puțin în acest fel, nu mai trebuie să-ți ceri scuze pentru vechea relație, conștiinței tale. Dragostea este la orizont, așa că nu da înapoi. Acum este un moment excelent pentru construirea unei rețele care să-ți susțină interesele în carieră. Este posibil să existe un eveniment care are un impact emoțional puternic. Vorbește cu cineva în care ai încredere pentru a avea cea mai bună perspectivă. Sunt zile ideale pentru proiectele de echipă. Dacă spațiul de lucru devine aglomerat, fă-ți timp pentru a-l simplifica. Asigură-te că dormi suficient. Sănătatea fizică îți va îmbunătăți atitudinea și productivitatea mai mult decât ai putea crede. Și mai este ceva ce ar trebui să știi. În această săptămână viața va fi monotonă și plictisitoare. Personalitatea ta agitată și inconstantă îi va atrage pe unii, dar pe majoritatea îi va face să se întrebe de pe ce planetă ai venit. Vrei să ieși? Vrei să te distrezi sau vrei să fii cu iubita, prietenii sau membrii familiei? Indiferent ce e, universul vrea să faci schimbări pe frontul carierei. Dacă viața începe să coste mult prea mult, gândește-te cum ar fi dacă ai lucra pentru altcineva sau chiar pentru tine. Ar fi o soluție pentru a economisi banii de navetă sau timpul pierdut pe drumuri. Ai putea să simți că mergi în două direcții diferite în ceea ce privește sănătatea. Este posibil să fii conștient acum și de potențialul corpului tău, dar și de limitele acestuia. Cosmosul ar putea să te încurajeze să vezi întreaga problemă de sănătate dintr-o altă perspectivă și în întregime. Medicina energetică poate fi ceva ce vei dori să explorezi în continuare, ceea ce nu este rău. Taur. E bine, tu s-ar putea să te simți iritat pentru faptul că nu poți ajunge destul de repede acolo unde îți dorești sau nu ți atingi scopurile cum ai vrea. O construcție mentală cu aspect neterminat te poate încuraja în această săptămână să găsești o scurtătură pentru a reduce pierderile, numai să poți obține rezultate mai rapide și mai concrete. Rezist aceste ispite dacă poți, deoarece reputația ta ar putea fi pusă în pericol. Ai acces la o sursă puternică de energie care te poate ajuta să obții rezultate pozitive dacă știi cum să o fundamentezi. Exercițiul fizic poate ajuta aici, deoarece mișcarea corpului te poate echilibra și te poate liniști. Dinamicul Marte continuă să fie retrograd până la sfârșitul acestei luni, așa că nu renunța dacă rezultatele pe care le speri să le atingi cât mai repede sunt totuși lente în următoarele zile. Folosește acest timp pentru a face ajustările necesare înainte de a continua. Pe măsură ce Venus continuă marșul prin Fecioară și în zona muncii și a rutinei prin muncă, s-ar putea să te bucuri de întâlniri neașteptate cu cineva cu care ești pe aceeași lungime de undă. Ai putea fi atras în timpul liber de arte și meserii care cer îndemânare, cum este bricolajul în domeniul recondiționării mobilierului, de exemplu. Nu știu ce faci, dar poți conta pe prietenii tăi pentru a fi împotriva altora.
Câteva întâlniri de la începutul săptămânii ar trebui să te facă să spui nu. Când toate celelalte metode de a da întâlnire cuiva au dat kicks, nu te mai gândi că ai îmbătrânit, ci că va trebui să recurgi la un melanj între vechi și nou. Cine știe, poate întâlnirea cu un necunoscut sau o necunoscută la magazinul din colț sau la mall poate duce la o poveste de lungă durată. Dacă ai mintea deschisă, orice este posibil. De asemenea, apropo că tot am vorbit de posibil, fă tot posibilul ca să rămâi mereu organizat. Este posibil, și iată cum devine tautologic un cuvânt, să există multă distragere a atenției, apeluri și texte care cer timp și atenție și apoi să le rezolvi. Va rămâne un moment în care vei găsi sprijin pentru interesele tale, dar realitatea cere răbdare și revizuiri ocazionale. Marketingul, călătoriile și studiul pentru a-ți extinde afacerea acum este un lucru bun. Comunicarea este mult mai ușoară, mult mai fluidă. Cu toate acestea, dacă este posibil, lasă prezentările de vânzări până după 26 august. Toate lucrurile vin dinspre cei care așteaptă un răspuns, dar nu trebuie să aștepți mult pentru lucrurile bune. Aspectele, într-adevăr, afectează casa a 12-a, vieții anterioare, a karmei, inconștientului colectiv, a lucrurilor ascunse, astfel că primești tot felul de informații valoroase în vis. Sau vei avea flash-uri discutând cu oamenii de moment legat de ceea ce trebuie sau vrei să faci. Asigură-te că dai atenție tuturor acestora. Începând de săptămâna aceasta, ai încredere în tine pentru că vei obține tot ceea ce dorești. Nu ignora semnalele pe care ți le trimite corpul tău. Învață să le accepți și să le analizezi, în schimb. Aspectele din zona sănătății te pot determina să fii neliniștit uneori și să uiți să-ți îngrijești corpul așa cum ar trebui. Fă-ți timp pentru exerciții. Acest lucru te va ajuta să te simți mai concentrat și mai puternic. Grădinăritul este o modalitate de a te împământa. Fă-o dacă poți. Gemeni. Poți să te simți neliniștit și totuși ești nesigur în legătură cu motivul pentru care ți se întâmplă toate acestea. Cu Uranus care se deplasează prin casa a 12-a într-un sector mai izolat, energiile subconștientului te pot încuraja să urmezi o nouă cale. Cu toate acestea, în ciuda faptului că o parte din voi vă îndeamnă să o explorați, o alta s-ar putea împotrivi unei experiențe noi. Vezi cum îți rămâiești timpul. Nu este nicio grabă. Cultivarea unei atitudini de calm te poate ajuta. Activități, cum ar fi mersul de sculți prin iarbă, grădinăritul, udatul grădinii, în natură te pot ajuta să te concentrezi pe aceste forțe puternice. Cu Mercur, stăpânul tău planetar, retrograd în sectorul comunicării, acesta poate fi un moment bun pentru a elimina hârtiile inutile și alte aglomerări care ar putea să te încurce acasă și la birou. O să te simți mult mai bine dacă o faci. În cele din urmă, 11 august, te-ar putea inspira să-ți asculți instinctele cu privire la o chestiune importantă. Cât timp a trecut de când ai cerut ok-ul în ceea ce privește viața ta amoroasă? Câteodată ești atât de preocupat de propria dramă, încât nu reușești să întrebi pe alții despre drama lor. În plus, ascultând poveștile prietenilor despre întâlnirile lor, probabil te va face să te simți mult mai bine în legătură cu a ta. Modelele proaste apar în calea vieții sănătoase de familie undeva spre sfârșitul săptămânii, deci nu este timpul să lovești deja la temelia acesteia. Fă-o mai elegant și cu ceva mai multă răbdare dacă tot vrei să pui capăt la ceva. Ai ocazia minunată de a vorbi despre ceea ce ai nevoie acum. Deși resursele pot fi limitate, dacă faci tot posibilul, obții ceea ce dorești, conștient că lucrezi pentru un viitor mai bun. Bârfele ar trebui să te lase rece dacă nu vrei drame inutile. S-ar putea ca lucrurile să dureze mai mult sau să existe diferențe de opinie. Pentru a fi mai eficient, păstrează lucrurile simple și încearcă să te adaptezi la cerințele schimbării. Săptămâna aceasta se referă la acele aspecte care afectează sectorul datoriilor,
și banilor altor oameni, vorbesc despre casa 8-a, cariera ta este afectată și de această casă. Cu toate acestea, este posibil să dai niște teste la nivelul casei a 11-a, a prietenilor sau a grupurilor din mediul în care trăiești și alături de care probabil că și lucrezi. Există o mare fluctuație aici de idei. Situația este pur și simplu instabilă. Prietenii pot fi minunați o zi, două, dar devin de nesuportat la un moment dat. Ești sigur acum până când vei găsi oameni, ești singur acum, dar vei găsi oameni în care să poți să ai încredere. În sectorul de sănătate se întâmplă multe lucruri pozitive, promițătoare. Încearcă să găsești modalități de a te bucura de lucrurile sănătoase. Identifică un mentor care să te ajute să-ți atingi obiectivele de sănătate. Dacă poți să te îndrepți și să fii disciplinat și hotărât în același timp, vei fi de neoprit. Vei străluci cu intensitatea pentru care ai muncit din greu și o să obții și ceea ce vrei și care să te facă să te simți foarte bine. Rac. Dacă problemele de afaceri sau financiare recent păreau să se blocheze, iar eforturile cele mai susținute nu au produs rezultate, ia-ți inima în dinți și încearcă din nou săptămâna aceasta. Acest lucru se poate datora faptului că Marte, deși aduce energie, este încă retrograd în Vărsător. De data aceasta ar putea fi mai bine să-ți cheltui această energie pentru a adapta planurile decât să dai totul și să obții nimic. Cu toate acestea, cu Marte conjunct cu Lilith, care face pătrat strâns nu numai cu Uranus, numai pentru a-l enerva pe acesta din urmă, ți-ai putea pierde răbdarea și să simți că trebuie să forțezi ritmul. Nu face asta. Ai putea ajunge mai rău sau ai putea pierde terenul pe care l-ai câștigat deja. Poziția ta poate deveni mai ciudată și datorită lui Mercur retrograd în zona finanțelor personale. Evită încheierea tranzacțiilor care implică o sumă mare de bani până când Marte și Mercur vor ieși din retrogradare la sfârșitul acestei luni. Noroc cu Jupiter din sectorul iubirii și a romantismului în casa a cincea, care te-ar putea provoca printr-o întâlnire care să-ți aducă o promisiune specială. Această persoană ar putea să te încurajeze să-ți faci timp și pentru diverse hobby-uri și distracții. Afară cu incertitudinea. Viața ta sentimentală este în centrul atenției sau a căzut datorită unor priorități cărora nu le-ai dat importanță. Ai tendința de a uita de romantism atunci când încep să apară alte evenimente presante. Nu trebuie să fie prima ta prioritate, dar asigură-te că nu este nici ultima. Ești unul dintre cei mai loiali parteneri când se pune problema familiei, dar s-ar putea să nu ai șansa de a demonstra acest lucru de la prima întâlnire. E în regulă, ai o mulțime de alte posibilități să o arăți. Profesional, fă cât mai mult posibil acum. Eu știu, îndeplinește-ți sarcinile deosebite chiar dacă trebuie să ceri ajutor. Poți câștiga puncte dacă te ridici pentru a-ți ajuta colegii. Poți lucra eficient sau poți conduce un grup. Abilitatea ta de a face mai multe lucruri deodată acum este de bun augur. Dacă ai avut probleme cu un director sau cu un patron, lucrurile ar trebui să înceapă să se dezghețe acum. Forțe neștiute afectează viața de zi cu zi. Financiar este important ca săptămâna aceasta să fii atent la banii și valorile tale. Este foarte important să câștigi bani mai repede decât poți cheltui. De această dată ar trebui să faci o schimbare concertată a viitorului tău financiar pe termen lung. Și sectorul carierei este afectat, ceea ce înseamnă că trebuie să economisești, eu știu, pentru o perioadă în care poziția ta poate să nu fie la fel de stabilă ca acum. Poți constata că trebuie să repeți un tratament sau o cură de balneofizioterapie. Este posibil ca tratamentele pe care le-ai planificat să fie amânate. Nu te codi, cere sfaturi de specialitate. Dacă ai îndoieli, cere o a doua și chiar o a treia opinie pentru simptomele tale. Poate dorești să te întorci la sală pentru o serie de noi exerciții de întreținere. Va fi excelent! Leu. Dacă ți se pare că ai avut, eu știu, prea multe neînțelegeri cu familia, cu prietenii sau colegii de muncă,
ar putea fi din cauza unei Marte retrograd în semn opozabil, care se află în sectorul relațional, adică în casa a șaptea. S-ar putea să-ți fie mai ușor să spui adevărul, chiar dacă nu este ceea ce vrea celălalt să audă. Această fază se va încheia abia la sfârșitul lunii. Deocamdată ai șansa de a rescrie acele reguli nespuse care guvernează adeseori relațiile până când sunt conștientizate și puse în aplicare. Pe măsură ce Marte se îndreaptă spre Uranus, trece prin faza de pătrat și s-ar putea să te simți frustrat de relația actuală pe care decizi să o închei, chiar dacă aceste asperități durează o perioadă foarte scurtă de timp. Mai ai răbdare. Eventual detașează-te și stai un timp singur. Îți va face bine și împărtășirea sensibilă a acestui gând îl poate ajuta pe celălalt să accepte mai ușor decizia ta. În cele din urmă, pe măsură ce soarele își continuă marșul prin semnul tău, îți poate da puterea și forța de a face alegeri înțelepte. Ești atât de demn de încredere încât sfârșești prin a-ți fi înșelată propria încredere. S-ar putea să-ți dorești ca tot ceea ce odată ți se părea o întâlnire cu potențial să nu mai fie așa. Iar dacă nu te întâlnești personal cu respectivul sau respectiva, nu ai de unde să știi, logic. Fiind centrul atenției este o întoarcere înapoi, așa că dacă îți place să fii în centrul atenției, stabilește o întâlnire fierbinte în weekend. Îți place să ții mulțimea în suspans atunci când toți ochii sunt pe tine. Profesional, planurile ambițioase, bazate pe realitate, vor fi cea mai bună folosire a timpului și a energiei tale acum. Ți-ar putea fi dificil ca cineva cu care lucrezi îndeaproape să-ți fie în preajmă. Fă tot posibilul să nu transforme acest conflict într-unul personal. Amintește-ți că într-o perioadă de schimbare profundă, agitația poate fi o oportunitate mascată. Timpul poate aduce evenimente care sporesc încrederea în sine. Găsește doar modalități de a organiza mai bine orice sarcină. Financiar ești în continuare restricționat în sensul câștigurilor datorită aspectelor stresante care impactează casa a doua. Casa banilor munciți, proveniți din muncă proprie, mai precis, ceea ce poate fi uneori frustrant. Dar ți se dau și niște influxuri noi de marș susținut. Cel mai afectat sector pare să fie munca cotidiană, rutina la locul de muncă și care trece printr-o schimbare intensă. Chiar dacă îți poți schimba cariera sau modul în care cardul îți este alimentat cu numerar, în mod regulat, fii atent la sănătate, pentru că ar putea fi diminuată ca urmare a stresului. Ar fi mai bine să fii în siguranță decât să-ți pară rău. Fă-ți timp să elimini dezordinea din corp. Ia în calcul și o detoxifiere delicată pentru câteva zile și încearcă să mănânci fructe și legume proaspete și să bei apă plată. Te vei simți mai bine dacă te vei alătura chiar unui grup care se ocupă cu alimentația potrivită. S-ar putea să decizi să încorporezi acest mod de alimentație în dieta cotidiană. Fecioara. Ei bine, Venus își începe săptămâna în semnul tău, ca de miercuri să treacă în balanță, deci ai putea dori ca tranzitul să releve imaginea de ansamblu ca o modalitate de a te afirma, de a-ți afirma propria identitate. În plus, conectarea cu ceilalți, eu știu, din grupul tău social sau pătrunderea în noi cercuri îți poate aduce o mare satisfacție. Toate cunoștințele noi făcute în această săptămână ar putea fi cu oameni care rezonează cu ideile și idealurile tale și care ar putea deveni, de asemenea, prietenii care să te susțină. Pe măsură ce Marte, în sectorul comunicării și a rutinei de fiecare zi, va face pătrat cu un Uranus aflat în casa nouă, a călătorilor și a orizonturilor îndepărtate, ar putea să-ți fie dificil să te ocupi de rutina zilnică. Tendința de a pleca într-un concediu în apusul Europei va fi mare, dar probabil că nu o vei face. Totuși, ai nevoie de o cale de a opri iluziile din zilele următoare. Poate că o excursie pe un traseu local sau un exercițiu de meditație serios să te ajute să rămâi calm și detașat. Nu lăsa dragostea să fugă. Acordă-i o șansă. Este greu să-ți ascunzi dezamăgirea
atunci când mergi la o întâlnire pentru prima dată și constați că nu este ceea ce te așteptai. Dar să fii excesiv de obtuz duce la o incomoditate inutilă. Petrece ceva timp și încearcă să cunoști persoana înainte de a refuza o a doua întâlnire. Personalitatea ei ar putea să te surprindă și să te încânte. Spontaneitatea nu este una din calitățile tale importante, dar întâlnirile din ultima clipă, sub impulsul momentului, pot fi distractive. Cu cât planifici mai mult, cu atât este mai rău. Lasă lucrurile să curgă. Energia în acest moment necesită o abordare practică și un simț al umorului aparte. Ar putea fi foarte important să elimini fanteziile care te distrag și să testezi cu atenție ideile noi. Cineva cu care va trebui să lucrezi poate fi evaziv și sunt posibile neînțelegeri. Asigură-te că toată lumea are aceeași părere. De asemenea, asigură-te că nu ești prea autoritar sau prea exigent. Este un moment în care farmecul personal este vital pentru obținerea celor mai bune rezultate. Un flirt la birou poate să nu fie ceea ce crezi. Universul te face incredibil de creativ acum. S-ar putea să fii plin de idei despre cum să câștigi mai mulți bani, cum să-i investești și să-i folosești pentru a-ți îmbunătăți viața. Unele aspecte afectează casa a opta a datoriilor și a banilor altor oameni. Fii pregătit pentru a face față celor mai bune, dar și celor mai rele vești și să plătești ce poți. Ești conștient de faptul că trupul tău este alcătuit dintr-un număr de frecvențe și că ești o ființă spirituală îmbrăcată în carne. Acest lucru are impact destul de mare asupra sănătății. Începi să realizezi faptul că pentru a te face foarte bine, trebuie să mănânci adecvat, alimente compatibile cu frecvențele mai mari pe care le simți, ca să le alimentezi și să le susții mai mult, să-ți facă ție bine. Pauză și revenim. Ok, iată, am revenit în direct. Ne continuăm periplul cu balanța. Voi cu energii cu Marte, planeta care pentru tine ține de partea relațională acum, e retrograd prin casa a cincea în sectorul iubirii, nu ar fi surprinzător dacă o relație ce părea că prinde substanță încetează brusc, pe negândite. Vestea bună este că tot dinamicul Marte va reveni în mers direct în această lună. Pentru moment, totuși, eu aș spune să folosești acest timp și pentru a rezolva alte probleme, deoarece aspectele puternice ale lui Marte cu Uranus într-un sector mai emoțional din graficul tău arată că ți-ar putea părea dificil să te desprinzi și să lași lucrurile să-și urmeze cursul normal. Ideea de a contacta o anumită persoană ai putea o lua în considerare, chiar dacă simți că ar putea fi o idee rea. Dacă poți aștepta 4 sau 5 zile, este posibil ca apoi să vezi lucrurile în mod diferit, dar și nevoia de a vedea sau de a nu o mai simți ca pe o nevoie stringentă. În plus, Venus, stăpâna ta, se află într-un sector mai izolat, în Scorpion, și sugerează că ar fi mult mai înțelept să renunți la trecut înainte de a încerca să intri într-o nouă relație. Elimină incertitudinile. Viața sentimentală nu este perfectă, dar este în regulă. Concentrează-te pe poziție în loc să respingi și amintește-ți că, indiferent cât de rău stau lucrurile, ar putea fi întotdeauna mai rău. Îți place o dezbatere de mai târziu din această săptămână, așa că încearcă să-ți petreci timpul cu oameni care îți plac la discuțiile pline de viață. Uneori te gândești la preludiu, dar nu toată lumea simte la fel. Dacă crezi că ai deranjat printr-o întâlnire sau ai spus ceva necugetat la o întâlnire, cere-ți scuze imediat. Ai o decizie importantă de luat? Ia-o! Ești mult mai în acord cu vremurile decât mulți dintre colegii tăi. Fă cu răbdare cele mai bune lucruri și fii atent la detaliile minore pentru a păstra buna funcționare
a oricărei organizații. Evită să fii prea critic față de tine sau de ceilalți. Perfecțiunea este un scop și nu un motiv pentru a vă face, pentru a face ceva greșit. Acum este momentul potrivit pentru discuții practice și pentru examinarea procedurilor la care apelezi. Fii flexibil în fața schimbărilor bruște. Ascultă sfatul oamenilor pe care îi respecti. Săptămâna aceasta, Universul aduce nu doar multă comunicare, ci și o mulțime de preocupări. Să nu te surprindă dacă toată săptămâna nu vei face altceva decât să completezi formulare, să le depui sau alte asemenea lucruri. De vreme ce afectează și casa instituțională și a legii, materializează-ți visul care te bântuie de ceva vreme, chiar dacă nu este ușor să o faci. Vei crește pentru a te place și chiar apreciezi părțile care par plictisitoare și repetitive, blocante sau pur și simplu enervante. Folosește-ți imaginația pentru a te ajuta să te menții sănătos. Acest lucru pare să fie unul dintre cei mai importanți factori pe care îi poți folosi în decizia ta de a fi plin de energie și putere. Continuă să te vezi așa cum vrei tu. Combină noua imagine visată cu dorința de a mânca bine și de a face exerciții fizice în mod regulat. Vei înflori din toate privințele. Scorpion. Orice frustrare pe care o simți acum cu privire la o anumită persoană s-ar putea intensifica în această săptămână datorită lui Marte, celălalt stăpân al semnului tău, care se contrează cu ereticul Uranus. Prima ta reacție ar fi să scapi de ele ca să te poți concentra și să hotărăști ce curs să dai acțiunii. Cu toate acestea, pe măsură ce agitatul Marte va fi retrograd în casa a patra, în sectorul familiei, timp de câteva săptămâni, îți poți reprima emoțiile, preferând să le păstrezi pentru tine. Cu toate acestea, emoțiile vor avea nevoie de un punct de plecare și ar putea fi vorba despre rezolvarea treburilor casnice și a sarcinilor care necesită multă energie, în special a celor pe care le-ai achiziționat de ceva timp. Spălarea viguroasă a ferestrelor, a pardoselii și a mobilierului sau folosirea acestei energii în grădină te poate ajuta să canalizezi mai bine acest lucru și chiar într-un mod pozitiv. În cele din urmă, Venus, aflată în casa a 12-a în sector spiritual, a inconștientului colectiv și a lucrurilor nespuse, poate adăuga strălucirea aparte oricărui eveniment și poate face mai ușor întâlnirea cu acele persoane speciale pe care le dorești. Ai un ochi format atunci când este vorba despre aflarea adevărului. Dacă vrei ca cineva, dacă crezi că cineva te minte, nu este nicio îndoială că o să ajungi foarte repede să știi adevărul. Vor avea nevoie de noroc toți cei care te admiră, pentru că se pot portretiza pe sine ca pe nimeni altcineva decât cine sunt cu adevărat în fața ta. Ești o persoană foarte loială și merită să ai parte de aceeași loialitate. De ce trebuie să te gândești să revii la un ex sau exă care te-a înșelat? Profesional, abilitățile tale de a sprijini obiectivele de lucru ar putea avea un moment bun în acest proces, iar acest lucru te poate ajuta să te ușurezi de stres atunci când încă mai poți simți că lucrurile nu sunt în totalitate sub controlul tău. Acestea sunt zile excelente pentru a aduce armonie sau pentru a îmbunătăți relațiile cu clienții. Chiar dacă este posibil să nu ai tot ce dorești, orice lucru frumos sau care aduce armonie ar trebui să fie ușor de vândut. Dă tot ce ai mai bun cu resursele pe care le ai. Dispui de o cantitate impresionantă de energie pentru a construi în această săptămână. Dacă te-ai gândit să începi propria afacere, acum este momentul să aduci la viață ideile. Accentul este pus pe structură, deci asigură-te că este puternic. Dacă nu ești sigur care ar trebui să fie primii pași, consultă mulțimea de informații disponibile pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Dacă te uiți la cele mai cultivate relații, vei vedea că ele corespund întru totul. Ar trebui să iei suplimentar vitamine și minerale pentru a te asigura că nu prinzi o răceală sau o gripă așa, din zbor. În afară de aceasta, ești într-o formă excelentă și mai hotărât ca oricând să rămâi la rutina care face diferența semnificativă pentru sănătatea ta. Ai învățat că este mai bine să te simți mai bine atunci când te răsfeți cu alimente care îți sunt potrivite. Săgetător. În cele din urmă ai să vezi curând și tu rezultatele muncii tale. Dacă ai lucrat cu un antrenor în ce privește viața spirituală sau, eu știu, un profesor care te-a ajutat să-ți dezvolți conștiința spirituală și să-ți trăiești întregul potențial, atunci fructele muncii tale ar putea începe să apară acum. Poți începe să te simți foarte încrezător în viitor. Când vine vorba despre probleme de comunicare sau proiecte care implică scrierea, cercetarea, discuțiile cu oameni cheie, progresul ar părea mult mai lent. Acest lucru se datorează faptului că Marte este retrograd în casa a treia a comunicării, a comunității în care trăiești, în sectorul de discuții cu, și gândire, până pe 27 august. În această săptămână ai putea să fii tentat să forțezi puțin ritmul, împingând lucrurile să se întâmple conform celor ce ți le-ai propus. Încearcă să te abții dacă poți, ai putea interveni în fluxul natural al evenimentelor și nu e bine. Succesul poate fi al tău când toate piesele s-au asamblat. Întâlnirile ar trebui să fie distractive dacă nu cumva faci ceva greșit. Încearcă să nu te simți presat de a ieși cu cineva cu care nu vrei sau de a ieși să spui da atunci când dorești să spui nu. Viața ta sentimentală ar trebui să fie compusă din alegeri pe care le faci singur, nu dintr-o serie de greșeli sau de autofaultare. Spunând exact ceea ce gândești, vei fi sexy în acest weekend. Cu cât ești mai direct, cu atât este mult mai mult atragi o anumită persoană. Profesional, așteaptă-te la un anumit stres sau rezistență încăpățânată la planurile tale de până acum. Totul poate dura mai mult decât te-ai așteptat. O atitudine ușor superfluă te va ajuta să obții ceea ce dorești. Munca ar putea necesita ore suplimentare sau o revizuire detaliată a evenimentelor. Emoțiile puternice pot fi dificile de ascuns. Acum este un moment excelent pentru modernizarea tehnologiei, mai ales că sunt zile numai bune pentru cercetare și dezvoltare, precum și pentru a folosi munca în echipă ca să rezolvi problemele în moduri novatoare. Financiar vei fi tentat să dai banii pe tot soiul de nimicuri care ți se par frumoase în această săptămână. S-ar putea să te decizi dacă îți vei continua educația în materie de bani sau vei începe să înveți și pe alții ceea ce tu știi deja. Ferește-te de sindromul expert, convins că știi tot ce trebuie să știi, dar nu este întotdeauna așa. Universul sugerează faptul că succesul în viitoarea carieră, ca să nu mai pomenesc de succesul financiar, depinde de capacitatea ta de a fi autoritate în domeniu, fără să crezi că nu mai rămâne nimic de învățat. Alege ședințele de wellness și încearcă să nu exagerezi. Cosmosul va trebui să te ajute să-ți păstrezi obiectivele și să-ți ofere o șansă care să te facă să te simți măcar motivat în legătură cu sănătatea ta. Nu trebuie să te sperii și nici să intri în panică. Rămâi pozitiv și eliberează-te de sentimentele rele pe măsură ce apar. Va trebui să ai o dispoziție sportivă. Capricorn. Atât Saturn cât și Pluto se deplasează prin semnul tău, astfel încât perspectiva asupra vieții poate continua să fie una intensă. Din acest motiv ar putea fi dificil să te oprești. Cu toate acestea, Uranus, aflat în sectorul de petrecere a timpului liber, sugerează că forțele cosmice ar putea să-și concentreze atenția asupra hobby-urilor sau sporturilor de care te vei putea bucura.
Acestea pot oferi o priză excelentă pentru emoțiile înnăbușite, permițându-ți să te simți mai liniștit, mai calm și mai mulțumit. Tendința de a fi mândru ar putea fi deosebit de puternică în această săptămână, deoarece Marte se află într-un pătrat cu Uranus, moment dificil pentru ambele planete care se stimulează reciproc. Dacă te poți abține să faci cumpărături în mod compulsiv, poți economisi o grămadă de bani. Nu trebuie să renunți la ideile și la plăcerile tale. Unele lucruri te pot ajuta să găsești un mod mai ieftin de a te bucura de ceva similar. Nu trebuie decât să cauți. În cele din urmă, cu Jupiter în casa 11-a, în sector social, prietenii ar putea fi sursă pozitivă de sprijin. Poți fi și cald. Pur și simplu nu arăți această fațetă a ta decât rare ori și de aceea pare surprinzător. Dacă dorești să faci o impresie bună asupra unei noi persoane, permite-i să-ți vadă și vulnerabilitățile, mai ales dacă persoana este și foarte atractivă pentru tine. Nu de multe ori poți să uiți de problemele tale și să te pierzi complet în emoții, iar weekendul acesta va fi unul din acele momente. Dacă găsești pe cineva în preajma căreia să te simți întru totul confortabil, nu-l lăsa să plece. Ar putea fi începutul unui lucru minunat. Profesional este un moment puternic pentru a combina planurile ambițioase cu un loc de muncă bun sau în relațiile cu clienții. Cursurile de specializare, sesiunile de instruire te pot ajuta să-ți faci prieteni noi și chiar să dezvolți prietenii folositoare. Nu ezita să te conectezi cu persoanele pe care nu le cunoști. Acordă atenție detaliilor, pentru că este un moment de asemenea bun pentru a-ți organiza spațiul de lucru. Ia în considerare cu atenție orice extindere sau schimbare bruscă. Lucrurile vor dura mai mult decât te aștepți. Fă o analiză cost-beneficiu dacă te gândești la o întrerupere a obiceiurilor obișnuite. Este posibil să faci din viața personală o obișnuință din a te raporta permanent la contactele profesionale. Universul îți arată cum să cauți persoanele din orice grup care să te poată ajuta să promovezi un produs, un serviciu, o afacere sau o cauză. Săptămâna aceasta este benefică capricornilor născuți în alte țări sau cei care vorbesc mai multe limbi străine. Activitatea din sectorul banilor arată că este posibil să fii creativ, dar să nu ai o adevărată experiență de afaceri pentru a face mai mulți bani. Ai simțit că faci doi pași înapoi când se pune problema sănătății tale. Reflectă la ideea de ce ai putea să-ți sabotezi inconștient prin bunăstare. Dacă ești rănit sau supărat, indiferent de motive, durerea emoțională se poate traduce în durere fizică până când vei avea puterea să o eliberezi. Vărsător. Cu Marte perseverent în retrogradare în semnul tău, s-ar putea ca s-ar părea că viața se mișcă împotriva dorințelor și intențiilor tale. Cu toate acestea, poate fi o oportunitate de a reflecta asupra celor ce doresc să faci cu adevărat. Poți afla că ceea ce te satisface cel mai mult este ceva mult mai profund și mai sincer decât ai realizat până acum. Apoi, Marte face un pătrat extrem de puternic cu Uranus aflat în casa a patra, casa familiei și a rădăcinilor, astfel încât în zilele următoare ar putea să te provoace, să te simți frustrat de lipsa de progres, de aparenta stagnare a lucrurilor. Marte se întoarce direct pe 27 august, dar până atunci folosește șansa de a renunța la problemele care nu mai servesc intereselor tale. Poate fi un moment extrem de eliberator. În plus, luna se va afla joi în domiciliu, în casa muncii și a rutinei cotidiene, când va face un trigon frumos cu Jupiter și cu Neptun și te încurajează să te implici în proiecte de familie sau un alt tip de angajamente care să favorizeze familia. Obținerea unui răspuns din partea acesteia poate fi vitală pentru succesul tău. Ia vezi
Ce cuvânt auzi frecvent și pe care oamenii îl folosesc pentru a te descrie în ultima vreme? Este cumva și cuvântul egoist pe acolo? Cu siguranță nu vrei să fii cunoscut ca un manipulator, dar nu este nimic în neregulă de a te pune pe tine mai întâi din când în când. Dacă însă se întâmplă ceva ciudat la o întâlnire în weekend, îți va oferi povestea bună care să o spui la un moment dat în viitor altora. S-ar putea să nu fii pregătit cu acum să faci lumină, dar într-o bună zi o vei face. Profesional poți să preiei cu ușurință orice sarcină. Fă tot posibilul pentru a obține cât mai mult. Dacă te afli într-o poziție de conducere, este un moment bun pentru a întâlniri cu echipa, pentru revizuiri de performanță și stabilirea unor obiective ambițioase. Mulți vă veți confrunta cu provocări care necesită adaptabilitate, cât și dorința de a renunța la ceea ce nu mai este util. Asociații îți pot oferi o perspectivă nouă. Bugetele și problemele financiare trebuie supravegheate cu atenție. Aduci la lumină o lumină nouă asupra evenimentelor din această săptămână cu activitatea din casa financiară. Un prieten poate avea o sugestie bună despre cum să câștigi mai mulți bani sau cum să promovezi afacerea pe care o dorești. Chiar dacă nu ești de acord, ascultă ce spune această persoană. El sau ea văd această situație mai clar decât o vezi tu. Ți se pare că aduci o parte mult mai serioasă a personalității tale în noul proiect în care ești cooptat? Nicio problemă. Probabil că așa trebuie să se întâmple. Este un moment bun pentru a explora subtilitățile de vindecare ale propriei energii. Se poate dovedi a fi una din cele mai importante descoperiri pe care le faci. Ar putea duce la un sentiment puternic de bunăstare dacă înțelegi cum să o pui în practică. Legătura dintre sănătate și spiritualitate este una foarte puternică. Cu cât explorezi mai mult, cu atât vei deveni mai radiant. Pești. Sentimentul de neliniște se poate datora prezenței lui Marte în casa a 12-a, sectorul tău spiritual. Această planetă energică, aducătoare de impulsivitate și energii capabile să disloce stânci și munți din loc, îți poate provoca emoții puternice și s-ar putea să nu te simți în echilibru decât dacă vei reuși să le procesezi și să le eliberezi una câte una. Starea ta de spirit ar putea fi influențată de disarmonia dintre energia marțiană și ingeniozitatea uraniană în sectorul comunicării și a gândirii. O modalitate de a trata acest lucru așa cum trebuie poate să fi să faci din mersul pe jos sau un alt exercițiu de forță un scop. Acest lucru te-ar putea ajuta să te simți mult mai înrădăcinat, întemeiat, centrat și mai liniștit în general. Chiar și o mică plimbare în împrejurimile frumoase ale orașului te poate ajuta să-ți liniștești mintea. Prezența lui Venus în sectorul relațional și a investițiilor pe termen lung sugerează că alții ar putea fi cei care te vor susține financiar ca să faci ceea ce îți propui. Pot fi o companie excelentă dacă simți că trebuie să ieși și să participi la un eveniment social sau la o altă întâlnire. Ți se pare greu să găsești pe cineva care are aceleași interese pentru tine? Nu ai nevoie de un partener care să fie copia ta identică, dar ar fi frumos să aveți cel puțin câteva lucruri în comun. Uneori, oamenii simt că extremitățile se atrag, dar acum cauți pe cineva cu care te poți compara. Farmecul tău te poate ajuta să obții o întâlnire, undeva în a doua parte a săptămânii, dar timiditatea ar putea împiedica atingerea întregului potențial al acesteia și atunci mă întreb de ce ți-e frică. Astrele, profesional, dau apă la moara ta acum. Așteaptă-te la relații bune cu clienții și cu colegii deopotrivă. Este un moment prielnic pentru a-ți răsfăța imaginația și pentru a-ți urma intuiția. De asemenea, este un moment pozitiv pentru o vacanță scurtă sau chiar pentru un concediu.
orice plan sau proiect nu trebuie nou, va trebui să luat în considerare și cercetat cu amănuntul. Săptămâna este una excelentă pentru contracte și alte chestiuni juridice, precum și un moment prielnic pentru upgrade-urile tehnologice. Flirtul la locul de muncă, bazat pe comuniunea de idei care implică un proiect, ar putea provoca o neînțelegere. În această săptămână, ți se cere să-ți asumi mai multă responsabilitate în relațiile personale sau profesionale. Nu doar să o spui, ci să o și faci. Ieși din zona ta de confort, din zona de confort a capacității tale, pentru a susține ceea ce vrei să validezi. Mijlocul săptămânii evidențiază ocupațiile cotidiene la locul de muncă. Temporar, starea financiară este una instabilă, dar vei avea câteva idei minunate despre cum să faci mai mulți bani, așa că notează-le. Universul te ajută să-ți întărești sănătatea. Principalul motiv poate fi că începi să găsești răspunsuri la problemele financiare. Eliberarea de stres te ajută să te simți mai strălucitor, mai fericit și mai eliberat de tensiune. Te vei simți din ce în ce mai bine în timp ce lucrezi pentru a-ți depăși temerile. Iată, dragii mei, acestea sunt previziunile pentru săptămâna care urmează, 5-11 septembrie. Cum v-am promis, o să vorbim despre eclipsa care are loc astăzi. Și să știți că am simțit această eclipsă pentru că am răbufnit la serviciu, fără să-mi dau seama, îmi părea rău pe urmă, spunând anumite lucruri, dar uneori se mai întâmplă că să poți să vorbești despre niște lucruri despre care altfel nu poți să vorbești. O să luăm pauză ca să poți să începem materialul despre eclipsă. Am revenit, dragii mei. Haideți să trecem un pic în revistă ce s-a întâmplat astăzi, pentru că eclipsa parțială de soare poate declanșa o schimbare de care a avut loc astăzi, poate declanșa o schimbare semnificativă și energii cosmice pe măsură, potrivit astrologilor care le urmăresc. Potrivit astrologului Michael Connelly, un val de energie foarte imens, un adevărat tsunami, a măturat efectiv lunile iulie și august, și care se va stinge odată cu eclipsa din această seară. Este un moment de inspirație, deoarece planeta revoluției și a inspirației, Uranus, este implicată în aceste eclipse. Eclipsa s-a produs la 18 grade în Leu, cu nodul sud conjunct cu Marte, ceea ce presupune că și el va elibera energii puternice. Se pare că eclipsa are mai multe nivele de manifestare, aduce abilități tehnice, dar și agresiune și război, facem politică și, bineînțeles, la nivelul personal, fiecare dintre noi decide cum să o folosească. Cheia acestei eclipse este să vă amintiți că Marte este retrograd. Dacă lucrurile nu se mișcă atât de repede cât ați dori, relaxați-vă, eliberați-vă de stres, abandonați-vă prezentului și permiteți lucrurilor să se întâmple doar pentru că s-ar putea să fiți plăcut surprinși. Uneori, când renunțăm la instinctul de dominare, eliberați controlul și lăsați universul să vă aducă tot ceea ce trebuie să vă aducă. S-ar putea să aveți o surpriză plăcută, chiar foarte plăcută. Eclipsa parțială de soare de astăzi este conjunctă cu un asteroid care, se spune, ne susține puterea de a rezista în viață. Asteroidul Pallas dă curaj și spirit de luptă, dar și inteligență creatoare și înțelepciunea de a găsi adevărul înainte de a judeca și a lua măsuri. Eclipsa îl include și pe Mercur retrograd, care este conjunct cu Soarele și Luna și care are într-adevăr cea mai puternică influență. În general, aceasta înseamnă o mulțime de gânduri, de discuții și argumente legate de problemele de putere și de controlul relațiilor. La nivel social, aceste decizii vor viza feminismul, mișcările sociale de tip Me Too. Vom asista la declarații provocatoare și la insulte de ambele părți ale celor implicați. Vorbește despre dezechilibrele de putere și abuzul de putere exercitat
de cei aflați în poziții de autoritate. Mercur retrograd sugerează că ar fi mai bine să ascultăm atent și să ne gândim de două ori înainte de a lua o decizie, dar și ce atitudine să adoptăm înainte de a ne spune părerea. Influența exagerată a lui Jupiter înseamnă lăudăroșenie și mândrie și ar putea duce la jenă și la pierderi. Jupiter guvernează filozofia, astfel încât această eclipsă parțială de soare poate promova o bătălie de idei, dar și de credințe. Aspectul dificil al lui Pluto complică dezbaterea cu minciuna și propaganda falsă, cu teoria ale conspirației, investigații și spionaj. Pallas, în conjuncție cu eclipsa și cu luna nouă, poate intensifica și amplifica chiar relația dintre tată și fiică. Aspectul tensionat al lui Pluto va evidenția problemele legate de putere și de control în astfel de relații, iar pentru femei, cum a influența credința și atitudinea despre bărbați în general. Deci va fi interesant să vedem ce rol joacă dinamica eclipsei în pariul cu viața. Eclipsa parțială de soare este conjunctă și cu luna nouă, unde luna se află între pământ și soare. Cu toate acestea, eclipsa este mai puternică decât luna, care întunecă soarele. În eclipsa parțială de soare, cea mai mare parte a acestuia va fi tot timpul vizibilă. Luna nouă, știm iar, pe de altă parte, că reprezintă începutul și sfârșitul unui ciclu. Cel mai puternic și mai important aspect astrologic însă este soarele în conjuncție cu luna. Aceasta înseamnă că avem toate posibilitățile la îndemână și puteți să vă faceți pe bună dreptate noi planuri de viitor. Este timpul să vă opriți o clipă asupra vechilor obiceiuri și comportamente în timp ce căutați noi metode și nu numai noi, ci și inventive pentru a merge mai departe. Este momentul ideal pentru a începe ceva nou. Așa că scrieți-vă noile obiective pe o foaie de hârtie, dați-i foc și împrăștiați cenușa în cele patru vânturi. Cel mai bun moment pentru a face ceva nou început pe eclipsa parțială de soare va dura până la luna plină din 26 august. Influența lunii durează 4 săptămâni, dar o eclipsă durează de obicei aproximativ 6 luni. Eclipsa de parțială de soare de astăzi o înlocuiește pe cea din 12 iulie, mai precis spre ea, și combinată cu eclipsa de lună din 27 iulie, care va dura până la eclipsa de soare din ianuarie 2019. Pe de altă parte, eclipsa parțială de soare de astăzi este complexă și dificil de descifrat din cauza numărului mare de aspecte implicate. Lista de mai jos arată că eclipsa solară se produce între un asteroid și o stea fixă. Voi vorbi mai întâi despre aceste conjuncții și despre aspectele planetare. Conjuncțiile apropiate au întotdeauna cea mai puternică influență într-un horoscop. Să vedem acum cadrul astral. La 13 grade 53 leu avem steaua fixă a Cubens. La 15 grade avem Mercur retrograd în Vărsător. La 15 grade 26 leu steaua fixă Dube. La 17 grade 06 leu asteroidul Pallas. La 18 grade 41 are loc eclipsa parțială de soare. Și la 41, nu 21, am avut eu. Și la gradul 19, 41 se află steaua fixă Merac. Steaua fixă Merac aduce plăcerea de a comanda și de a domina. Cu eclipsa parțială de soare crește în mod special puterea de a ne continua viața. Dar în astrologia mundană, Merac este deosebit de dăunătoare, deoarece privește afacerile unor state și chiar regalitatea. Asteroidul Pallas înseamnă înțelepciune, curaj, război, strategie și pricepere. Ea guvernează inteligența creatoare, recunoașterea politică, recunoașterea modelului relațional, cum spuneam, dintre tată și fiică. În mitologie, Pallas este femeia frumoasă al cărei tată era Zeus. Vorbim despre un personaj feminin, investit cu toată puterea lui Superman, plus toată aura unei femei frumoase. Atât de frumoasă încât adesea era comparată cu Afrodita. Înțeleaptă ca Atena,
și mai puternică decât Hercule și mai rapidă decât Hermes. În timp, Pallas și Athena s-au contopit. Pallas intenționează să găsească adevărul înainte de a trece la, de la judecată la a lua măsuri. Ea este defensivă nativ și își folosește inteligența creatoare și, creativă și strategică pentru a evita violența, dar atunci când toate celelalte eșuează, ea va ști să ia măsuri. Mercur, conjunct cu eclipsa, întărește inteligența strategică și creativă a lui Pallas. Aceasta înseamnă că această eclipsă ne va face să ne gândim, să ne întrebăm, să discutăm și să deliberăm. Mercur retrograd complică toate negocierile și deciziile. Se poate juca și poate face ravagii printre gândurile noastre cu comunicarea, călătoriile și electronica. Acordați atenție deosebită cuvintelor și încercați să nu reacționați prea impulsiv și cu niciun argument sau dacă sunteți provocați. Eu am făcut-o. Mercur retrograd ne poate face să ne simțim nervoși și anxioși, așadar faceți lucrurile din timp ca să nu începeți să vă simțiți, copleșiți de ritmul agitat. S-ar putea să pierdeți lucruri, să vă amintiți de trecut sau să vă întâlniți în mod neașteptat cu oameni din trecutul vostru. Negocierile și problemele de afaceri ne pot coborî din rai în iad și retur cu foarte multă ușurință. Unele detalii importante ne pot scăpa și alte persoane nu vor fi sau alte persoane nu vor fi fiabile și oneste cu noi. Acubens, conjunctă cu Mercur, aduce multă activitate, atmosferă malefică însă, o travă, minciună și crimă. Uitați-vă la dezbinarea vieții noastre. Ne poate face să ne simțim neechilibrați, plin de nervi, neliniștiți și neajutorați. Se spune că una din semnificațiile lui Acubens semnifică folosirea forțată a inteligenței aplicate atunci când se găsește în luptă la cerere altcuiva. Dar, în general, o calitate mai bună de la Acubens este aceea unui intelect clar și ușurința de a face față problemelor, pentru care ar putea câștiga un înalt renume public. Dar, din nou, cu accent de a face acest lucru sub presiunea altora care ne împing de la spate. Faptul că eclipsa de soare este împătrat cu Jupiter înseamnă o sabie cu două tăișuri. Te poate face să te simți extrem de încrezător, de mândru, de norocos și de optimist. Modul în care ne exprimăm însă exuberanța este esențial pentru a determina rezultatul. Rezultatul care poate varia de la bine și succes la pierderi și la rușine. Cel mai bun mod de a face față acestei eclipse este să arătăm respect, moderare și disciplină. Nu vă băgați în prea multe proiecte, deoarece acest lucru ar putea să vă risipească energia și să nu ajungeți nicăieri. Concentrați-vă energia pe unul, maxim două obiective. Fiți atenți la finanțele voastre din cauza tendinței de a acumula lucruri de care nu aveți nevoie. Există de asemenea o tendință de a mânca sau a ne supraestima și a da în patima consumului de droguri și de alcool sau alți demoni ai dependenței, cum ar fi jocurile de noroc. Vă puteți face propriul noroc făcându-vă temele și muncind din greu. Cel mai bine este să folosiți moderarea în toate domeniile vieții, atât ca și comportament, cât și ca moral. Această eclipsă vă poate aduce partea generoasă, dar chiar și atunci asigurați-vă că nu lăsați totul la întâmplare. Distrați-vă, dar nu exagerați. Mercur împătrat cu Jupiter este cel mai puternic aspect al temei astrale a eclipsei, în afară de eclipsa în sine, cu un orb de numai 0 grade și 6 minute. Aspectul face ca această eclipsă să fie o bătălie a ideilor și a credințelor. Va reînvia dezbaterea asupra știrilor false sau, mai precis, felul cum se văd evenimentele de acasă din fața televizorului. Acest aspect oferă o perspectivă optimistă și largă, dar și tendința de a exagera sau de a supraestima lucrurile. Nu uitați să vă concentrați asupra detaliilor. Lipsa de concentrare sau incapacitatea de concentrare pot duce uneori
la erori de judecată sau la greșeli. Pătratul dintre Jupiter și Mercur retrograd înseamnă că trebuie să fiți atenți cu cuvintele și cu atitudinea. Valul de confidențe ne poate face aroganți, încrezători și chiar bigoți. Nu promiteți prea mult sau nu vă supraestimați abilitățile când faceți planuri de viitor. În conjuncția însă cu Pluto, și pe mine asta m-a frapat, transformă această eclipsă într-un punct de cotitură în viața care poate fi resimțit ca o criză sau ca o amenințare. Cu toate acestea, nu este la fel de intensă ca eclipsa parțială de soare din 12 iulie, când era în opoziție cu Pluto. Aceasta înseamnă că puteți face ajustări și compromisuri pentru a ușura presiunea și intensitatea eclipsei de soare anterioară. Aceasta leagă cele două eclipse solare și sugerează și o teamă continuă legată de problemele de putere și de control sau de comportamentul obsesiv și destructiv. Un eveniment sau o persoană poate declanșa acest punct de răsturnare prin îndepărtarea puterii personale. În relații nu încerca să-l controlați sau să-l manipulați pe celălalt, pentru că ar duce la conflicte și orgolii greu de echilibrat. Orice criză, orice punct de cotitură, orice decizie greu de luat sunt văzute ca un exercițiu de auto-îmbunătățire. Puteți să vă transformați viața în bine și să aveți o influență pozitivă asupra unei persoane sau omenirii în general. Acest aspect arată de asemenea dezechilibru de putere în raport cu feminismul, ceea ce sugerează o creștere a tensiunii care ar putea duce la evenimente dramatice, cum ar fi acuzațiile de abuz sexual, de abuzuri sau alte abuzuri de putere, cum ar fi violența în familie. Secrete nebănuite vor ieși la iveală și reputațiile vor fi distruse. Pluto guvernează mișcări politice mari și corporații multinaționale. Deci vor exista schimbări politice și sociale care sporesc tensiunile pentru unii, dar fac lucrurile mai bune pentru majoritatea. De asemenea, va exista o schimbare a balanței puterii între partidele politice, națiuni și rolul social și politic al femeii în cadrul acestora. Cam acestea ar fi cele câteva cuvinte pe care voiam să vi le spun. O să găsiți materialul pe astrologiecuminerva.blogspot.ro. O să-mi cer scuze, eu nu, cât sunt eu de tipicare, n-am mai apucat să mă uit peste material, sunt o serie de greșeli de ori, dar dumneavoastră înțelegeți contextul. Cât mai avem din până la final? Mai avem 10 minute. Aș vrea să trec la lecția de astrologie, unde vreau să vorbesc un pic, pentru că mi-ați cerut în mod special, nu numai că mi-ați cerut, dar am văzut și printre colegii de la serviciu și printre prieteni s-au intensificat problemele digestive. Și pentru că tot am ținut o lecție de astrologie medicală, cred că este bine să punctăm niște lucruri vis-a-vis despre tulburările digestive. Tulburările, ele sunt cele mai frecvente boli ale tractului digestiv, pornesc de la o simplă dispepsie, adică senzație de disconfort digestiv care apare după ce mâncăm, sau gastrită, inflamația membranei care căptușește stomacul, colite, procese inflamatorii ale peretelui intestinului gros, consecința unor afecțiuni infecțioase acute, specifice, bacteriene, virale, parazitare, sau afecțiuni nespecifice, inflamatorii sau infecțioase, dentare, amigdaliene, rinofaringiene, colecistite, genitale, ulcerele atât gastric cât și duodenal și peritonita, inflamația peritoneului, membrana seroasă subțire care căptușește pereții cavității abdomenului și acoperă organele din această cavitate. Procesul digestiei începe în gură la nivelul dinților și amestecării alimentelor. De aceea, problemele dentare și carile sunt adesea implicate în declanșarea problemelor digestive. Astrologic, sistemul digestiv în întregime este guvernat de fecioară și de semnul polar pești. Stomacul este sub stăpânirea racului, intestinul subțire ține de fecioară, duodenul, legătura dintre stomac și intestinul subțire de pești, iar colonul de scorpion. Problemele din această regiune pot fi observate prin aspectele pe care le fac cu Saturn sau cu Marte în rac, ori cu Soarele, cu Luna sau cu Ascendentul.
Aceste persoane de regulă sunt foarte sensibile și timide, emoțiile puternice având un impact dur asupra digestiei. Saturn în rac, de exemplu, poate sugera insuficiența acidului clorhidric care intră în componența sucului gastric și care duce adesea la gastrite, dar mai ales la ulcere. Deocamdată știm foarte bine că Saturn se află în Capricorn, în domiciliu, dar trebuie să fim foarte atenți la efectele. El este în domiciliu, dar acțiunile sale se pot regăsi în efectele pe care le resimte semnul polar, adică racul. Marte în rac, de exemplu, poate sugera excesul de acid clorhidric, deci aceste persoane trebuie să fie atente la ceea ce mănâncă. Marte stăpânește mușchii și cu el în fecioară sau pești, musculatura intestinilor poate fi afectată, ceea ce poate duce la constipație, unul din simptomele constipației fiind coordonarea dificilă a impulsului nervos, motor și implicit a mușchilor în cauză, sau dimpotrivă la neplăceri cum ar fi spasmele musculare. Marte în fecioară sau în pești, în aspecte grele cu Soarele, Luna, Saturn, Uranus sau Neptun, este semnătura astrală pentru ulcerul duodenal. Saturn în fecioară sau pești poate aduce complicații. Ulcerul gastric se poate vedea la cei care suferă de această boală prin poziția și aspectele lui Marte și a lui Saturn în rac. Gastritele, inflamarea membranei care căptușește stomacul interior, pot duce la ulcer, la tulburări digestive provocate de acumularea de toxine, se recunosc prin conjuncția Soarelui sau ale Lunii cu Marte aflate în rac. Problemele colonului și ale intestinului gros pot fi observate când semnul scorpionului este implicat prin aspecte dure sau Pluto extrem de puternic din tema natală. Soarele, Luna, Ascendentul, Marte sau Saturn în scorpion în aspecte grele, adică în tensionate, cum ar fi pătratul sau în conjuncția cu Marte ori cu Pluto, este adesea semnătura astrală pentru colite, fie ele de fermentație, fie de putrefacție. În cazul peritonitelor, inflamația membranei care protejează cavitatea abdominală găsim adesea implicat Soarele, Luna, Marte în fecioară, în aspecte tensionate cu Saturn, Uranus, Neptun sau Pluto. Deci, haideți să recapitulăm un pic. Glandele salivare, mucoasa membranei care căptușește limba, gura, buzele, amigdalele, căile respiratorii care se deschid în spatele palatinului sunt guvernate de Taur. Stomacul și pilorul sunt în stăpânirea racului. Peritoneul, intestinul subțire, vezica biliară, canalele prin care aceasta își deversează produs și biliar sunt sub semnul fecioarei. Ca și spina, ficatul este derivat din mugurile duodenal, dar are o dublă guvernare, fecioara și săgetătorul, pentru că derivă din mugurile mezodermului. Este vorba despre etapele de formare a embrionului. Posibil ca aceasta să fie raționamentul pentru care ficatul și artera care îl irigă, precum și elementele care formează sângele și măduva osoasă, să fie asociate cu Jupiter. Un alt coguvernator este Mercur, care veghează la inervația ficatului. Totuși, un lucru este sigur din punct de vedere anatomic: această glandă complexă, cum spuneam mai sus, este guvernată de fecioară și de săgetător, care la rândul lor sunt stăpânite de Mercur și Jupiter. Tot din mugurele duodenal s-a format și pancreasul, tot o glandă mixtă, și canalele prin care acesta își deversează produs în sânge. În schimb, insulele lui Langerhans, care secretă insulina, sunt stăpânite de Taur. Trebuie să vă mai spun că de mai bine de 5 ani s-a remarcat și în Europa creșterea interesului pentru rolul grăsimilor alimentare în cadrul regimelor de menținere a greutății ca o condiție a stării de sănătate. Motivul este clar și cu dublă trimitere: accesul cititorilor la aceste informații prin mijloacele mass media pe de o parte și numărul tot mai mare al celor interesați de starea de sănătate pe de alta.
Mulți nutriționiști au apărut pe posturile naționale de televiziune, alții au semnat articole în diverse publicații ușor accesibile publicului sau cărți care s-au transformat în adevărate lovituri de box office și au dus la organizarea nenumăratelor seminare de profil peste tot în lume, dar mai ales a dus la schimbarea percepției asupra modului de alimentație. Cât costă un trup durduliu care suportă influența hormonilor pe care o absorbe prin toate mecanismele fiziologice din organism și prin urmare cu impact asupra sănătății fizice și mentale, vom vedea citind rândurile de mai jos. Corpul nostru are în componența sau un procent anume de grăsimi, care variază de la individ la individ, și iar când această balanță organică se dezechilibrează, acumularea de grăsimi are un efect negativ nu doar asupra funcției fiziologice, în general, ci și asupra stării emoționale. Regimurile bogate în grăsimi au fost relaționate cu creșterea alarmantă a diabetului la adulți, e vorba despre diabetul de tip 2. Exemplul cel mai elocvent este creșterea de la 30 la 80% a obezității în rândurile populației lumii considerate supercivilizate. Cercetările au relevat că majoritatea acestora au o alimentație bogată în grăsime animale în defavoarea multor acești grași esențiali. Și faptul care este și mai îngrijorător este că obezitatea face ravagii printre tineri. Îmi voi continua acest demers săptămâna viitoare, pentru că emisiunea noastră, iată, a ajuns la sfârșit. O să continui să vă răspund, pentru că materialul este un pic mai lung. Este un material pe care eu l-am publicat, dacă nu mă înșel, undeva la nivelul lui 2010. Și este bine să-l mai trecem o dată în revistă pentru a vedea anumite cauze și avea răspunsul la anumite întrebări pe care dumneavoastră mi le puneți. Acestea fiind spuse, eu vă doresc să suportați eclipsa cu cât mai multă condescență și cu cât mai multă răbdare, să nu faceți ca mine, și ne vedem, vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră, iar până atunci Dumnezeu și astele să vă binecuvânteze destinul. Noapte bună!